Ceau, dragilor! Mă bucur să vă revăd, de fapt să mă revedeți, pentru că n-am mai postat un filmuleț de secole. M-am gândit să încep cumva într-un fel să existe un calendar al filmulețelor, doar că mi-e foarte greu. Am tot încercat, dar n-a funcționat, pentru că m-a descurajat partea tehnică, nu știu, nu mă pricep, nu, bărbatul nu are timp de filmulețele mele, care și el proiectele lui, n-am cum să-l deturnez, eu nu știu să fac, calitatea imaginilor este foarte proastă și am primit foarte multe reclamații pe subiectul ăsta și de aceea recunosc că am fost în mare parte descurajată, dar m-ați și rugat, e adevărat, să mai postez și atunci am hotărât cumva să înfrunt demonii și hai să o facem cu rugămintea să fiți indulgenți și să nu vă uitați neapărat la calitatea filmulețelor, ci la ceea ce vreau să transmit. În altă ordine de idei, este foarte important să înțelegeți că aceste filmulețe nu se substituie unei psihoterapii, sunt pur și simplu un capital de experiență de viață pe care eu l-am acumulat, l-am ordonat, i-am dat o formă și probabil că o să fie și o formă scrisă în curând. Ceea ce vedeți în aceste filmulețe reprezintă ceea ce eu am învățat în facultate, ceea ce eu am acumulat pe parcurs și ceea ce am făcut eu din pasiune pentru psihologie, pedagogie și pentru oameni. Ok. Foarte mulți dintre cei care mă caută au probleme în relațiile de cuplu și îmi pun o întrebare ciudățică. Crezi că e potrivit pentru mine? XY. Dragilor, nimeni în afară de voi nu poate răspunde la asemenea întrebare. Eu pot să vă dau niște hinturi ca voi să știți cam unde vă poziționați în relație. Dar dacă este potrivit, doar voi și numai voi puteți să știți. Nimeni altcineva, niciun terapeut, niciun guru, nimeni. Voi și doar voi. De aceea, astăzi voi vorbi despre cele patru puncte, așa le spun eu, cele patru puncte cardinale ale unei relații. Termenii îmi aparțin, eu i-am sintetizat, luați-o ca atare. Primul, practic, de ce le-am spus puncte cardinale? Pentru că sunt puncte de orientare în relație. Primul punct cardinal pe care trebuie să-l întrunească o relație ca să funcționeze este să-l găsească. Nu să-l întrunească, să-l găsească o relație, este încrederea. Încrederea. Fără încredere, nicio relație nu funcționează. Și atunci o să vă rog pe voi să vă dați o notă, o medie. Câtă încredere are partenerul în mine, câtă încredere am eu în partener, o medie la capitolul încredere în ceea ce privește relația voastră. Încrederea nu înseamnă că m-a înșelat cu X sau cu Y sau îi verific telefonul. Încrederea înseamnă și că îi dau toți banii mei și am încredere că nu va face cu ei ceva împotriva mea, că nu mi-i va fura, că nu îi va folosi în scopuri care contravin valorilor mele și așa mai departe. Deci încrederea este un punct cardinal fără de care, de fapt, fără niciunul dintre aceste puncte cardinale, o relație nu funcționează. Încrederea este urmată de comunicare. Comunicare. Foarte mulți dintre voi nu știți ce înseamnă comunicare. Comunicarea presupune trei vectori. Emițător, receptor și canalul de comunicare cu feedback. Dacă partenerul meu este emițător și eu sunt tot emițător, nu ne înțelegem, pentru că nimeni nu ascultă. Dacă eu sunt receptor, adică aștept să primesc informația și partenerul meu așteaptă să primească și el informația, iarăși nu avem comunicare. Pentru că amândoi așteptăm. Bun.
Trebuie să fac o paranteză. Foarte mulți dintre voi credeți că a comunica înseamnă a verbaliza neplăceri, mă rog, nemulțumirile voastre din relații sau bucuriile voastre. Nu, asta este o verbalizare. Comunicarea presupune mult mai mult decât o simplă verbalizare. Sunt cupluri care nu sunt așa vorbărețe, dar ei comunică în felul lor, prin limbaj non-verbal, prin biochimie, prin acțiuni. Ok? Deci comunicarea este un concept complex și presupune neapărat acest schimb. Când sunt eu emițător, partenerul receptor și viceversa, și neapărat trebuie să existe acest feedback. Adică am transmis informația, partenerul meu a procesat-o corect și am primit feedback-ul. Altfel, nu avem comunicare în relație. Al treilea punct cardinal, extrem de important, se numește confort în relație. Confort în relație nu poate exista fără încredere și comunicare, evident. Vedeți că toate sunt înlănțuite cumva. Să nu uitați să dați notă și la capitolul comunicare, ok? O să intru eu în mână cu filmulețele și o să fie mai ușor în viitor, dar acum v-am spus, indulgență. Bun, confortul în relație nu înseamnă că eu îmi pun castraveți pe ochi și stau în fața partenerului meu cu nedepilată, cu ariciu pe picioare, cum zice Dana Budeanu. Pur și simplu înseamnă că eu mă simt confortabil cu mine și automat mă simt confortabil și cu tine. Ce vreau să spun cu asta? Într-un parteneriat, partenera și-a mințit partenerul că a făcut facultatea la stat. Ea făcând facultatea la particular. Omul a descoperit și, mă rog, s-a supărat și s-au despărțit, dar nu pentru că ea a făcut facultatea la particular, ci pentru că a mințit. A mințit în privința unui lucru important. Ok? Știți că minciuna are picioare scurte cumva și până la urmă adevărul tot iese la suprafață. Omul s-a simțit trădat și pe bună dreptate și omul a mai simțit că această parteneră nu s-a simțit în confort cu ea însăși, a simțit nevoia să cosmetizeze ceva ca să pară în ochii partenerului mai interesantă, mai inteligentă, mai capabilă și așa mai departe. Asta este fake. Înseamnă că dacă eu fac asta, ok, ca mijloc de apărare, nu neapărat alt scop, dar oricum nu sunt un om asumat, voi falsa și pe alte teritorii ale relației. Și atunci omul, bărbatul, ea era parteneră, și-a luat bagajelul și a plecat. Este foarte important să simțim că partenerul nu ne judecă, că partenerul înțelege că noi suntem oameni și că avem greșeli, mai mari sau mai mici. Suntem oameni și a greși e omenește, dar dacă noi simțim nevoia să părem mai bogați, mai frumoși, mai cumoți decât suntem în realitate, înseamnă că ne mințim pe noi și implicit mințim partenerul. Și nici nu ne simțim confortabil, pentru că, de fapt, strivită de diplomele, era un colecționar de diplome acest bărbat, strivită de colecția de diplome a partenerului său, femeia s-a simțit și ea umilă acolo și a făcut cumva să îmbunătățească situația printr-o minciună. Lucru care, vedeți dumneavoastră, este dăunător, nu neapărat relației în sine, ci ei ca structură de personalitate, pentru că în nicio relație nu vom putea să ne simțim confortabil dacă nu ne simțim confortabil cu noi înșine. Great, e foarte bine, tu ai 10 diplome pe pereți, e minunat, dar eu poate că știu să fac lucruri pe care tu nu le poți face. Poate știu să pictez, poate știu să cânt, sau poate nu știu să fac niciunul dintre lucrurile astea, dar sunt special, sunt unic, sunt irepetabil. Și dacă îți place de mine, stai cu mine așa cum sunt, dacă nu, nu te voi minți.
ok, nu te voi minți și nu, dacă nu mă simt confortabil sau dacă tu mă faci să mă simt inconfortabil, voi pleca. Un alt cuplu, de fapt nu cuplu, un alt parteneriat, în care el era foarte bogat și o făcea pe ea să se simtă mereu că provine dintr-un mediu în care, mă rog, resursele erau limitate. Hai să spunem așa. Dacă, de exemplu, mergea la părinții ei într-un cartier muncitoresc, îi spunea că merg în lumea a treia. Eu n-aș fi stat cu ăla nici măcar o secundă, dar despre asta cu altă ocazie. Cert este că mereu îi crea un disconfort. N-are cum să funcționeze relația când partenerul tău te pune într-o situație de disconfort. Situația de disconfort este și atunci când partenerul tău este cu tine de mână și întoarce capul în mod obsesiv după toate femeile pe care le întâlnește în drumul său. Sigur că cei frumoși lui Dumnezeu îi place, nu o să punem partenerului ochelari de cal, dar dacă el o face într-o manieră în care noi nu ne simțim confortabil, atunci ne luăm frumos bagajelul și plecăm din relație. Deci, al treilea punct cardinal, confortul, este extrem de important. Se bazează pe încredere și pe comunicare. Bun. Ultimul punct cardinal, extrem de profund ca și înțeles, se referă la valorile comune. Dacă eu cred, de exemplu, că cumpăra o mașină furată este un lucru rău și încurajează lucrurile ilegale, iar partenerul meu crede că e un chilipir și hai să-l luăm, noi nu avem valori comune. Dacă eu cred în Dumnezeu și partenerul meu crede în, nu știu, cursele de cai, iarăși nu avem valori comune. Fiecare dintre noi ne potrivim cu oameni de care nu ne despart prăpăstii mari. De exemplu, dacă se ajunge într-o situație în care partenerul consideră că avortul este o măsură a civilizației, iar femeia este împotrivă, atunci relația evident că este în colaps și pe lângă că este în colaps devine și dramatică. De aceea spuneam că este vorba despre o prăpastie, adică acest punct cardinal, ca și toate celelalte, dar în cazul acesta poate fi dramatic, este vital pentru ca o relație să funcționeze. De aceea nota la media la acest punct cardinal trebuie să fie una foarte mare, fiindcă relația va fi disfuncțională și se va prăbuși mai devreme sau mai târziu dacă media nu este una de peste 90. Acestea au fost cele patru puncte cardinale: încrederea, comunicarea, confortul în relație și valorile comune. Puteți fiecare dintre voi să aplicați acest filtru, această de orientare, tuturor relațiilor din viața voastră, începând cu relații de business, deci presiunea noastră, niciuna nu va funcționa dacă punctele cardinale, la aceste puncte cardinale, nota media este sub 5. Sigur, sunt relații disfuncționale care se târăsc, ele nu viețuiesc, ele se târăsc. Dar dacă vreți să știți că vă potriviți cu partenerul dumneavoastră, aceste puncte trebuie să întrunească o notă foarte mare. Atât pentru astăzi. Mă bucur că m-ați revăzut și îmi doresc din suflet să fac mai multe filmulețe, dar este greu cu Rita, care are 2 ani și 7 luni și cu o puzderie de pisici și căței care mă bruiază în fiecare moment al zilei. Însă voi încerca. Atenție, nu e o promisiune, nu e o obligație, doar voi încerca. Sper să mă pot ține de treaba asta și să ne vedem mai des. V-am pupăcit!